Bună dimineața! Namaste from the bedroom. Astăzi facem o clasă în pat, fiecare la voi acasă, în pijamale. Și vă aștept să văd dacă v-ați trezit. Hello! Bună dimineața! În dimineața aceasta mă aștept așa, în pijamale, în pat. Începem ziua cu un vibe bun, cu energie, în același timp cu relaxare. Posturile sunt mult mai ușoare dacă sunt făcute pe saltea. Evident, nu pune acolo o presiune foarte mare. Bună dimineața! Și vă invit să fiți comozi, nu știu dacă aveți și animăluțele pe lângă voi, pisicile, ce mi-ați mai arătat. Și mă bucur că începem dimineața împreună. Super! La final o să citesc acolo și o să vă răspund la întrebări și comentarii dacă aveți. O să facem asta la final. Acum vă spun doar că este o practică după cum vine se vede în pat și în pijamale. Și mâine dimineață, de la, în general, duminica de la 10 și jumătate, avem yoga cu copii. Da? Deci mâine de la 10 și jumătate. Văd că vă tot adunați. E mai ușor să tragi telefonul în pat decât să te muți în living cu covorașul, nu? Da. Haideți să ne găsim o postură. Aș spune să fie pe spate, de ce nu? Să fie o postură pe spate în care am tălpile deschise. Tălpile sunt împreună într-un V, iar spatele meu este așezat pe saltea. Și o să avem palmele astfel unite, degetele mari și degetele arătătoare ca o inimioară, care încadrează acolo ombilicul. Da? Ombilicul este chiar în acea inimioară și simteți coatele în lateral, cât mai în lateral, în așa fel încât umerii tăi sunt jos, pe sol, bărbia, ca de obicei, o tragem ușor spre piept. Dacă vrei, poți să închizi ochii și ușor, ușor încep să respiri cu atenție, doar pe nas. Și să simt o relaxare profundă de fiecare dată când expir. Observă cum alegi să lași corpul să se afunde pe saltea cu fiecare expir nazal. Suntem conștienți de felul în care ne putem relaxa mai mult corpul acolo. Observă ce zone din corp dor, chiar și după o noapte întreagă de somn în care totuși ai stat nemișcat, ceva acolo este amorțit, dă-i voie cu respirația să se relaxeze acelui punct, acelor puncte din corp. Și
Observă cum pe inspir abdomenul se umple cu aer și palmele tale simbolic se ridică acolo ușor pe abdomen și pe expir ele coboară pe măsură ce scoți aerul pe nas. Inundă-ți plămânii și abdomenul cu aer și lasă zona lombară complet relaxată. Încă două respirații. Și ușor, cu ajutorul palmelor, ridic genunchii și îi aduc la piept și rotim aici sau mișcăm în laterale, stânga-dreapta. Și schimbă rotația. Și ridicăm tălpile sus și agățăm palmele pe exterior. Și mișcăm în laterale, în happy baby. După care oprim, încrucișăm picioarele, brațele sunt întinse și agăț degetele mari de la picioare. Trag ușor de călcâie și corbia în piept și rulăm aici spatele pe sol, ca la final să trag mai mult de călcâie sub mine. Ok, good. Respiră, rămâi câteva momente cu coloana în continuare întinsă și bărbia spre piept, lasă umerii moi. Și dă-ți câteva respirații pline de mulțumire, de apreciere. Adu palmele în centrul pieptului, împreună în fața inimii și mulțumește pentru această nouă zi, pentru această dimineață care ți-e dată să o experimentezi. Fă din ea una nouă, diferită, specială, fă-o unică. Apreciază-o. Respiră. Apreciază patul pe care îl ai, căldura, îmbrăcămintea confortabilă și curată. Iar eu sunt recunoscătoare să practicăm împreună. Vă simt acea energie oriunde vă aflați, oricând. Apăreți. Namaste! Mult mai ușor să te așezi până jos, în față, din pat. Așa este? Bine! Haideți să inspirăm și să tragem brațele sus, deasupra noastră, să intercalăm acolo palmele și să le întoarcem spre cer, să lăsăm umerii jos și moi. Să coborâm brațul stâng și să trag spre exterior de brațul drept. Inspir în centru și expir pe partea opusă. Și revenim. Aduc palma stângă în față și deschid pieptul pe partea dreaptă cu brațul drept la spate. Când inspiri, îndrepți coloana, când expiri, mai rotești puțin umeri. Inspiră în abdomen, expir și deschid. Revin în centru cu aer în abdomen și expir pe partea stângă. Deschid acolo. Și
și ușor revenim. Poți să îți iei o pernă aici pentru postura copilului cu varianta extinsă, deschide genunchii cât de bine și vârfurile degetelor mari de la picioare se ating și poți să iei o pernă aici și pur și simplu să așezi și să respiri și pe măsură ce respiri doar în abdomen, asta este tot ce trebuie să faci, observă cum zona lombară și coapsele ușor, ușor se deschid într-o versiune foarte subtilă și comodă, așa cum face salteaua să fie comparativ copodea. Respiră, în același timp lasă umerii moi. Dacă vrei mai mult, scoate acea pernă deoparte și lasă pieptul să se deschidă mai mult și fruntea pe sol. Pe saltea. Respiră. Ușor, revenim și împingem în palme, adu genunchii împreună, paralel și trecem în tabletop, în măsuță, ca de obicei aranjează genunchii chiar sub șolduri, depărtați cât șoldurile și încheieturile mâinilor sub umeri, numai în față. Și dăm bună dimineața, așa cum fac căței și pisicile din casele voastre. Inspiră, lasă sus bărbia și noada și pe expir ca o pisică, rotunjește bine acolo capul, spatele. Inspiră, deschide pieptul și dă bună dimineața în corpul tău. Inspirăm. Și expirăm. Inspiră sus și expiră jos și fă asta în ritmul tău. Nu te grăbi. Apreciază fiecare alungire și fiecare emoție transmisă de corpul tău. Luăm la cunoștință cu cei greșiți ne spune și facem să fie mai bine. Bun, rămânem sau revenim cu încheieturile sub umeri și tragem bine de brațul drept sus, inspiră în abdomen și pe expiri rotești brațul pe sub cel stâng. Înainte să te așezi acolo cu umărul jos, rotește mai mult prunghiul, ca și cum vreau cu brațul stâng să ajung undeva cât mai aproape de marginea patului. Și pot să trag brațul stâng pe linia umărului, egalează greutatea pe genunchi sau trage brațul stâng la spate cu palma deschisă și respiră, lasă din nou respirația în abdomen și umerii jos. Înainte să te ridici, aduci palma stângă aproape de umăr, împingi în ea și te ridici. Și schimbăm partea, inspirăm brațul stâng sus, expiră pe sub cel drept, rotesc trunchiul, vreau să ajung de partea acolo. Las jos capul și umărul și trag de brațul drept aici și respiră și verifică genunchii egali. Este extraordinar, suntem peste 50 de persoane care facem același lucru chiar acum. Simțiți energia? Brațul la spate drept. Simți că deschizi pieptul. Dacă vrei, uită-te spre tavan. Respiră în abdomen și relaxează umerii chiar în postura aceasta. Încă o dată. Și revină cu brațul drept, împingi în el și te ridici.
Cum se simte dimineața în corp? Întotdeauna mișcările trebuie să fie mai gentile dimineața. Aducem talpă-n talpă și aproape de pelvis. Aici trebuie să lucrez un pic mai bine cu forța brațelor, să flexez coatele ca să reușesc să scot corpul și pieptul de acolo dintre umeri. Inspirăm și expirăm. De obicei, podeaua fixă, salteaua ajută bine să împingi șezutul în sol. Aici trebuie să lucrăm noi mai mult ca să păstrăm spatele întins. Inspiră și expiră încă o dată. Excelent. Rămânem acolo și întindem doar piciorul drept. Păstrează stângul în interior. Inspirăm, tragem brațul stâng sus și pe expir foarte ușor. Trag acolo cu pieptul deschis. Rămâi cu pieptul deschis. Respiră. Rămâi cu talpa activă. Și revenim foarte ușor. Apăsăm pe brațul stâng acolo în saltea și alungeți pe partea stângă. Brațul drept deschide pieptul și revină. Schimbăm picioarele, spatele întins, pieptul sus de acolo din saltea. Inspir cu dreptul sus și expir ușor în lateral. Și schimbă pe partea opusă. Deschide pieptul. Eliberăm, întindem ambele picioare și ne luăm acea pernuță, o aducem în față și încet, încet, încet coborâm pe ea. Ar fi bine să lași tălpile active aici. Dacă ai nevoie de mai mult, poți să pui două perini. Este permis la yoga în pat cât mai multe perini, cât mai mult suport și las acolo fruntea pe pernuță. Respiră. Și poate treptat mai scoatem o pernuță. Și poate pieptul se mai deschide puțin acolo. Rămâi cu capul jos. Și ușor, ușor, revenim. Aducem ambele picioare împreună, în linia șoldurilor acolo întinse, tălpile rămân flexate, perinuța rămâne la noi. Și duc acolo în față. Continuăm să respir. Toată lungirea asta din zona lombară ajută foarte, foarte mult. Și încet, încet eliberăm. Trecem pe genunchi. Trecem pe genunchi. Cei care au probleme cu genunchii, cred că acum se simt foarte bine pe o saltea moale. Șoldurile sunt așezate, genunchii sunt așezați în linia șoldurilor. Observ aici dacă va fi nevoie să ridici un pic mai sus pe călcâi. Sau rămâi acolo și avem o cămilă. Inspiră, trage de brațul drept sus, coboară acolo. Dacă e nevoie, coboară pe călcâi activ și trage brațul stâng sus, deschide pieptul.
dacă merge, deschide brațul stâng și el pe călcâiul stâng, dacă nu rămâi cu brațul stâng sus, coborâm, toată lumea șezutul, capul ultimul, întind puțin acolo în față, cu brațele pe lângă mine, în postura copilului 1. Și ușor mă ridic pentru același lucru cu brațul stâng. Inspir, deschid umărul, așez pe călcâi, trag de brațul drept, deschid pieptul sau rămân doar cu el acolo sus, oriunde te afli. E bine, trage șoldurile în față, lasă capul pe spate. Dă drumul unui braț, coboară șezutul și vino cu capul ușor, ultimul, și îndrept din nou acolo, în față, cu genunchii apropiați în postura copilului. Dacă ai nevoie, ia-ți perna. Respiră. Dacă nu, rămâi cu fruntea pe sol, pe pat. Nu sunt obișnuită cu patul la yoga, dar face foarte bine din când în când. Așa, în weekend merge o clasă de yoga în pat. Încet revin, împing în palme, simt că împing bine de tot piciorul drept în față, în spate, în fața lui. Trag de brațul stâng în față, activez tot corpul și schimbăm partea. Genunchiul sub șold. Întind piciorul stâng, îndrept brațul drept și nu las abdomenul să coboare. Ține coloana întinsă aici, să nu punem presiune pe lombară. Și ușor eliberăm. Aș vrea să ne ridicăm totuși într-un downward dog. Haideți să-l vedem. Ridic acolo șezutul. Las capul jos, deschid pieptul. Și ușor coborăm pe genunchi, încrucișăm la spate. Respirăm. Și am să mă așez cu genunchii aproape de mine, aproape de șezut. Tragem brațele pe sub noi și ridicăm șezutul. Înainte să ridic orice, trage coatele și umerii mai subțire, mai subțire. Ridică șezutul, lasă vorbia în piept, fără să mai miști capul. Respiră. Rămâi cu genunchii în linia șoldurilor, nu-i deschide, nu-i apropia. Și ușor eliberăm. Cine nu are probleme cu cervicala sau să fie la menstruație, putem să facem o lumânare în pat, shoulder stand, lumânarea îi spuneam când eram noi mici. Ridicăm acolo. Lăsăm genunchii spre frunte. Dacă vrem, trimitem spre spate în plow pose sau rămâi aici. Lasă palmele pe pat și derulează ușor, ușor, ușor. Nu te grăbi. Încet, încet. Rămâi cu corpul complet întins pe saltea. Dacă nu este tot, așează-l pe tot. Și trimitem într-un fish pose, într-un peștișor. Picioarele rămân întinse, doar trecem umerii, coatele și palmele
cât mai în interior, palmele sunt sub noi și ridicăm acolo ușor pe coate tot pieptul. Revin încet, dau drumul brațelor, strâng genunchii la piept și rotesc sau mișc în laterale. Așez tălpile pe sol, stâng dreptul peste stângul, ridic piciorul stâng de pe pat și trec brațul drept prin interior, cuprind genunchiul stâng la spate și brațul stâng merge și el tot în același loc pe exterior și trag acolo spre mine cât mai bine. Rămâi acolo. Trage ușor de genunchiul stâng simbolic către piept și ușor împingi cu brațul, cu cotul drept, genunchiul drept. Respiră. Dă drumul brațelor în lateral și coboară picioarele exact așa cum sunt în lateral. Împingând ușor genunchiul spre cer, las brațele moi, capul va fi în sens opus genunchilor și observă cum relaxezi mai mult șoldul. Respiră. Și schimbăm stângul peste dreptul, brațele stânga prin interior, cuprind spatele genunchiului și trag acolo ușor de mine. Stretching-ul este foarte, foarte important. Mârvia în piept, relaxează-ți umerii când faci asta. Dă drumul brațelor în lateral, coboară pe partea dreaptă. Rămâi cu genunchiul stâng mai deschis, capul spre stânga. Respirăm. Ușor dăm drumul picioarelor, brațelor și mai avem un happy baby, încă un bebeluș fericit. Tălpile sus, palmele aici și mișcă în laterale. De data asta poți să te duci cât mai mult în lateral, ok? Ca un bebe fără griji. Merge? Imaginați-vă cum facem toți asta odată. În pijamale acasă la noi. Excelent! Și ușor, adu din nou tălpi în tălpi și deschide într-un romb. Așează toată coloana pe sol, pe saltea, bărbia în piept, inimioara din palme creată așa, peste ombilic și deschide cât mai mult coatele laterale, din nou dă voie corpului să se așeze. Respiră lung și lent și plin și odihnitor. Și ușor eliberez palmele acolo pe lângă mine, deschizându-le spre cer. Asigură-te că ai tot corpul, cu tot cu călcâie, pe saltea și respirăm acolo, odihnitor, cu tălpile bine, atârnând în lateral, în Shavasana, în acea postura noastră de relaxare totală.
în care tot ce trebuie să faci este să observi cum corpul tău coboară cu gravitația pe saltea. Din ce în ce mai profund, respiră când faci asta și pe expir greutatea dispare, se dizolvă. Corpul tău se simte ușor, ca un norișor. Spatele palmelor în contact cu salteaua și călcâiele creează acest sentiment în care ești îmbrățișat, ești iubit, ești în siguranță. Și este bine unde ești. Și mișcă foarte ușor degetele tălpilor, degetele palmelor și cu ochii închiși, capul în laterale. Rămâi cu ochii închiși, pune mâna pe perna aceea, dacă o găsești cu ochii închiși. Flexează genunchii și întoarce-te pe partea dreaptă, așează perna între picioare și brațul drept sub cap. Și rămâi acolo, pe partea dreaptă, odihnește inima. Și lasă coaxele să se relaxeze total și perna să preia toată tensiunea lor. Respiră în abdomen, lasă din nou umerii, șoldurile, călcâiele, chiar și capul complet relaxate. Lasă-le să se afunde în saltea. Dă-ți voie la un inspir profund. Și un expir total. Ridică colțurile gurii. Zâmbește. Rămâi cu ochii închiși. Împinge ușor în palma stângă. Și foarte ușor ne ridică. Aducem palmele împreună în centrul pieptului și în gândul tău spuneți o afirmație. Sunt bine. Sunt în siguranță. Acasă e bine. Mă iubesc și transmit dragostea mea tuturor. Să avem o dimineață fantastică, să ne păstrăm această energie și să ne revedem sănătoși chiar și aici. Namaste! Să vedem cine mai este. Mai este. Ne sunteți toți. Ia să vedem cum sunteți și dacă sunt întrebări.
Bună, Liliana! Foarte multă lume vă priește. Namaste, Rox. Vă priește yoga în pat, observ. Doriți să devină obișnuință de sâmbătă dimineața? Namaste, mulțumesc. Mult mai ușor. A fost grozav. Ce bine e! Asta puteți să faceți și voi, serios. Adică sunt câteva posturi pe care sunt de fapt aceleași, de încălzire, și se pot face foarte bine în pat, pe saltea, chiar din momentul în care v-ați trezit. A fost minunat. Super. Păi atunci să mai spuneți și la alții să împărțiți ceea ce vă ofer aici. Să căutați toate aceste videouri pe YouTube, dacă ați rămas în urmă și vreți să mai practicați, sau când, oricând aveți nevoie, am să-l încarc și pe acesta. Am să șterg live-urile ca să vă. Să vă aduc în practica live, da? Nu o să mai rămână pe Facebook, o să le găsiți direct pe YouTube. Este același lucru, este pentru cine are nevoie de ele și le caută. Mâine cu copilașii de la 10 și jumătate, și că da, în fiecare sâmbătă. Încă o săptămână minunată. Ne place. Bună, Rodi, de la Brașov. Azi ai radiat din esența ta divină. Sunt recunoscătoare că ne-am jucat de yoga. Mulțumesc, Adina, foarte frumos. Bineînțeles că este mult mai ușor în pat pentru că saltea e mai moale și nu pune așa de multă rezistență ca o podea și atunci corpul nostru este mai ușor de înțeles în anumite posturi. Foarte bună ideea cu patul. Săptămâna viitoare rămâne tot de la 8. Vă este bună ora? Să fie așa în jur de 45-50 de minute, să aveți timp să vă și pregătiți pentru ce începeți voi de la 9. Putem să continuăm. Dacă veniți, eu sunt aici. Vă ofer cu mare drag tot ce facem acum în perioada aceasta. Sunteți, e din partea casei, din partea casei mele de aici, din partea chakra inimii. Super, mulțumesc, Mihaela și eu, Caterina, Angela, Elena. Ia, da, de la 8. Da, ok, 50 de minute de la 8. Super, mai facem. Mă bucur mult, sunteți atât de mulți, deci noi acum practic stăm de vorbă prin comenturile astea, în pijamale, în pat, sâmbătă dimineața și ne-am făcut deja yoga. E grozav, nu? Mai trebuie un ceai cald sau o cafeluță. Deja practic de 2 săptămâni, perfect de la 8. Mulțumim, mulțumesc și eu, Rox. Foarte frumos. E bine de la 8, dar cred că ar fi ok și de la 8:30. Ramo, vă scurtez prea mult dacă începem la 8:30, pentru că prin casa asta mai sunt și alții care încep și ei pe la 9 și mai e și un copil care, ați văzut, este foarte înțelegător și mă lasă să fiu a voastră 100%. Așa că dacă vă e bine de la 8, ați primi mai mult, ca să zic așa. Mulțumim, e foarte bine. Vocea vă liniștește. Bun. Mă bucur foarte mult. Când mai vreți să mai practicați în pat până,
Hai să-i spunem sâmbătă viitoare, când vă propun să facem treaba asta din nou, dar haideți să facem sâmbătă, vreți, de la 8 și jumătate. Mai bine mi-a spus cineva că nu cântă nici păsărelele de la 8. Nu vă scurtez. Da. Bun, deci rămânem în timpul săptămânii de la 8 și aștept să-mi spuneți dacă vă e ok 8 și jumătate sâmbătă în pat. Cât avem carantina, stați liniștiți că apoi va trebui să o luăm din loc cu alte lucruri. Sper că vă e bine și vă îmbrățișez. Să aveți o zi frumoasă și o să mai pun și pe Instagram. Mă gândesc să mai fac niște filmulețe așa scurte, scurte, dintre acelea care se acceptă pe Instagram și să vă mai pun și acolo, tot cu Yoga by Monica Filip. Deci e perfect 8 dimineața și 8 și jumătate, sâmbătă sau 8? E ok și sâmbătă de la 8. Când vreți voi, e perfect. Bine, atunci mă mai gândesc dacă vă trezesc sâmbătă la 8 sau 8 jumate. E foarte important, bună, Svetlana, e foarte important să ne păstrăm programul de trezit. Știți voi, e doar o iluzie asta cu dormiți mai mult. Nu e doar mai mult, în niciun caz, dar ajuți corpul să-i menții o rutină bună. Anca Maria, spuneam că dacă nu faceți live cu mine, o să găsiți pe YouTube. Ok. Nu pe Facebook, pe YouTube. Sâmbătă 8:30, bine, gata, haideți, s-a votat. Sâmbătă 8:30. Bine, mai doriți ceva? Să mă întrebați, să vă răspund la ceva, să... Atunci ne vedem mâine dimineață cu copiii de la 10 și jumătate. Dați de veste familiilor cu copii. Am să o aduc pe Minimi, care cred că în curând o să-mi ia jobul. Data trecută vorbea foarte mult. Și o să începem luni de la 8. Da? Bine, atunci. Păi, o zi frumoasă, să aveți o sâmbătă minunată și luni ne întâlnim de la 8. Namaste!